O vedetă, o detalie internațională trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale. Colega noastră, Daniela Miran, vine cu toate detaliile de peste ocean. Bine, ea e aici. Da, de peste ocean. Dar a fost acolo. Da, a fost acolo. Bună dimineața, bună dimineața, Daniela. Bună dimineața, dragilor. Într-adevăr, vin cu vești extraordinare, dar vești la care nu ne-am fi așteptat prea curând, pentru că, ei bine, supermodelul internațional Naomi Campbell a devenit mamă. Iar știrea a surprins pe toată lumea, având în vedere că supermodelul nu a dezvăluit în vreun moment că este însărcinată. De asemenea, nu se știe dacă Naomi se află într-o relație și, desigur, cine este tatăl copilului. Dar vă spuneam că este știrea momentului, iar anunțul a fost făcut chiar de Naomi printr-o postare pe Instagram în care a scris: o mică binecuvântare frumoasă m-a ales să devin mamă. Sunt atât de onorată să am acest suflet blând în viața mea, nu există cuvinte să descriu legătura pe care o împart acum cu tine, îngerul meu. Nu există dragoste mai mare, au fost cuvintele lui Naomi, iar fotografia care a primit până la această oră aproape 1 milion de aprecieri o înfățișează pe proaspăta mămică în timp ce ține piciorușele bebelușului în mâinile sale. Iar povestea este cu atât mai emoționantă cu cât însăși top modelul are o viață demnă de film. Născută în sudul Londrei, Naomi Campbell a înțeles încă din copilărie că trebuie să fie matură și responsabilă. Astfel, fetița care locuia în sudul Londrei, așa cum am spus, trebuia să schimbe un autobuz și două trenuri în fiecare dimineață doar pentru a ajunge la școală. Până la 12 ani, acasă a însemnat pentru Naomi locuința bunicii. Asta pentru că Valerie, mama sa născută în Jamaica, era dansatoare și călătoria în toată Europa. Nu și-a cunoscut tatăl niciodată și mărturisea la un moment dat că în certificatul său de naștere, în dreptul numelui tatăl, lui scrie necunoscut. Mai mult, Naomi spunea că nu a vrut niciodată să-l caute pentru a nu supăra sau dezamăgi mama. Anii au trecut, dar a reușit să cunoască succesul încă de tânără. Iar momentul în care a fost oprită pe stradă să-i se propună să devină model, a știut că este lumea pentru care și-o dorea. La doar 16 ani a primit telefon din Paris, iar de atunci i s-au deschis toate oportunitățile. Viața lui Naomi Campbell a fost mai mereu pe drumuri, dar așa i-a cunoscut pe Michael Jackson, Donatella Versace sau Tina Turner. Și a ajuns să lucreze cu nume precum Marc Jacobs, Yves Saint Laurent, Prada, Chanel, Givenchy, Dolce Gabbana, Christian Dior, Oscar de la Renta, Hermes sau Valentino. Și cum nimic nu este întâmplător și toate vin la timpul lor, viața lui Naomi pare că s-a așezat din momentul în care a venit pe lume bebelușul său.